Ministrul Culturii, Bogdan Gherghiu, a participat pe data de 26 mai la cea de-a patra dezbatere cu sectorul cultural creativ, de data aceasta cu reprezentanții industriei muzicale. Discuțiile s-au concentrat asupra măsurilor de susținere a domeniului în perioada următoare, dar și asupra nevoilor legislative ale industriei muzicale. Potrivit ministrului culturii, propunerile participanților au fost auzite și de premierul Ludovic Orban, precum și de vicepremierul Raluca Turcan, care au fost prezenți la dezbatere. Doresc împreună cu reprezentanții sectoarelor cultural-creative să reanalizăm metodologia de reluare a evenimentelor în aer liber, însă avem nevoie ca aceste măsuri să fie în concordanță cu recomandările generale și cu evoluția epidemiologică după primele 15 zile de relaxare a restricțiilor. Mulțumim tuturor participanților pentru propuneri. Vom Continua dialogul pentru că trebuie să pregătim perioada de reluare graduală a activităților culturale și a spectacolelor, ținând cont de riscul epidemiologic și respectând măsurile de protecție sanitară, a declarat Ministrul Culturii Bogdan Gheorghiu.